În județul Suceava, 30% dintre cadrele didactice au luat note peste 7, însemnând mai bine de o treime din candidați. Aceștia vor putea ocupa un post pe perioadă nedeterminată doar în condițiile în care există destule catedre pentru ei. Cu toate acestea, din cauza numărului mic de posturi titularizabile, o bună parte din profesorii care au luat note peste 7 vor ocupa catedrele de suplinitori. În schimb, mai multe posturi titularizabile se vor transforma în posturi cu valabilitate de un an și vor fi ocupate de suplinitori din cauza notelor mici obținute la anumite materii. Așa cum ne-au obișnuit, zeci de candidați cu an grei în învățământ s-au făcut de rușine și au luat note foarte mici. Doar 30% dintre profesorii suceveni au obținut note peste 7 și vor putea opta pentru unul dintre cele 63 de posturi titularizabile din județ. Din cele 523 de lucrări scrise ale candidaților din județul Suceava, 521 au primit note în centrele de evaluare, iar două au fost anulate. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, motivele anulării nu au fost comunicate Inspectoratului Școlar Județean Suceava, însă metodologia permite anularea lucrărilor în centrele de evaluare în următoare situații. Au semne distinctive, nu au paginile numerotate corect, nu au înscrisă corect denumirea disciplinei de concurs sau nu sunt redactate conform metodologiei cu cerneală sau pix de culoare albastră. În urma rezultatelor inițiale ale concursului de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante afișate luni 20 iulie, 342 de candidați, adică 65% dintre profesorii suceveni care au participat la concurs, au obținut note peste 5 și vor putea participa în perioada următoare la ședințele publice de repartizare pe post. Dintre aceștia, 157, aproximativ 30%, au obținut note peste 7 și vor putea opta pentru unul dintre cele 63 de posturi titularizabile din județul Suceava. 185 de candidați, adică 35,5%, au obținut note între 5 și 7, iar 179, 34,2%, au note sub 5. Rezultatele finale ale concursului de ocupare a posturilor sau catedrelor vacante vor fi afișate vineri, 24 iulie. Dintre candidații suceveni, 179, adică 34%, au obținut note sub 5. Acest lucru nu le permite deocamdată să ocupe un post în etapele de repartizare publică a posturilor, dar vor avea posibilitatea de a se înscrie în luna septembrie la concursul pentru suplinire calificată.